Demisii pe bandă rulantă la guvern în cea de-a doua ședință a executivului au fost eliberate alte fotolii, printre care cel al șefului Inspectoratului General de Poliție. În alte cazuri este vorba despre șefi de oficii teritoriale ale Cancelariei Guvernului și mai mulți secretari de stat. Unele funcții au fost ocupate imediat de alți candidați. În urma ședinței guvernului, Sergiu Paiu va trebui să elibereze biroul de șef al Inspectoratului General de Poliție în 16 august, după mai bine de un an cât s-a aflat în această funcție. Fără fotoliu a rămas și secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ion Curov, care a plecat în baza cererii de demisie. Printre demnitarii rămași fără funcție se numără Rostislav Rotar, secretar general la Ministerul Apărării, Alexandru Oprea, secretar de stat la Ministerul de Interne, Valentina Țapeș, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Vasilie Cușca, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Demisia ultimului vine în urma reorganizării Ministerului. Ex-secretarul de stat va continua să activeze în cadrul instituției în funcție de șef al Direcției Politici de Protecție a Persoanelor cu Dizabilități. Guvernul a numit doi secretari de stat noi la Ministerul Economiei și la Ministerul Culturii și Cercetării. Este vorba despre Vadim Gumene și Adriana Cazaco-Țigaie. De asemenea, din funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologii ale Informației a fost eliberat Octavian Reu.